Bun găsit tuturor! Eu sunt Florin și azi despre cine vorbește și cine nu la telefon, chiar dacă acest lucru este interzis în emisiune. După ce azi s-a discutat în casă despre vorbitul la telefon în afara casei, vin și eu să-mi spun părerea despre acest subiect. Deci cine vorbește în afara casei? Eu spun că oricine dorește. Pe ce mă bazez când spun asta? pe mai multe, dar principalul argument care stă la baza acestei afirmații este că toți știu că s-a cam dus perioada când cineva era pedepsit pentru așa ceva. S-a recunoscut că unii concurenți nu doar că vorbesc, dar s-au și văzut prin cluburile din București. Larisa a recunoscut că a vorbit la telefon cu Ionuț și nu s-a luat nicio măsură. Și atunci ceilalți de ce ar respecta această regulă, mai ales că știu și ei că nu vor fi pedepsiți? Alt argument. De ce ar respecta cineva această regulă dacă își dorește să plece din casă? Să ne aducem aminte că Larisa și-a dorit să plece din casă și atunci de ce ar mai fi deranjată o să fie eliminată dacă oricum își dorea să plece? Pe urmă, credeți că cineva, așa cum sunt Sorin cu Nicoleta, se pot abține să nu vorbească? Din moment ce există iubire, așa după cum spun ei, cum aș putea eu crede că se pot abține să nu vorbească? Păi dacă nu ar vorbi, atunci asta ar fi dovadă că nu se iubesc. Sigur, o persoană ca și Kinga este posibil să nu vorbească. Teama de a fi eliminată și a nu prinde finala sună atât de groanic pentru ea, încât asta nu este o grijă, pentru că oricum nu încalcă regula. Grija ei este să-i prindă pe alții care încalcă această regulă. Dacă vor ca nimeni să nu vorbească, atunci, la cât de mare este această casă, ar mai fi putut face încă 3-4 camere, încât concurenții să fie cazați acolo și să nu vorbească băieți cu fete. Dar sigur, atunci emisiunea ar fi semănat cu alta, dar oricum ar fi trebuit să găsească o soluție pentru a nu se încălca această regulă. Așa Aproape nu există săptămână să nu auzim că nu știu cine, cu nu știu care, s-au întâlnit în nu știu ce club. Adevărul este că și Bucureștiul ăsta e atât de mic încât nu există decât două cluburi, dar și alea unul vis-a-vis -vis de altul. Cam atât deocamdată, până data viitoare, toate cele bune vă doresc.